După 3 ore de dezbateri privind oportunitățile de dezvoltare a comunităților dunărene, președintele onorific al PSD, Ion Iliescu, a lansat cele 2 volume, Fragmente de viață și de istorie trăită și Om și lider, și la Giurgiu. Prima carte a apărut în urmă cu 1 an și este o antologie a celor mai importante texte scrise de Ion Iliescu după 1989. Al 2-lea volum, Om și lider, este o operă colectivă apărută cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani a autorului. Chiar dacă nu i-a fost ușor să o facă de foarte multe ori, o constantă a activității sale este acest echilibru și acest îndemn permanent la dialog și la consens în jurul unor teme importante, pentru că România, dacă e lipsit ceva în istorie de foarte multe ori, a lipsit un proiect de viitor. Și rămâne o miză pentru România, pe undeva ca atitudine, ca mentalitate, suntem mai în afara Uniunii Europene decât acum când suntem înăuntru. Ne amintim cât de importante au fost acele dezbateri pe care președintele Iliescu l-a lansat în anii 90, reuniunea de la Snagov, toate lucrurile astea le veți regăsi în carte și eu un îndemn la lectură. Cele 2 volume conțin relatări despre viața personală a lui Ion Iliescu, acestea fiind ilustrate cu fotografii ale părinților și fraților lui din copilărie sau de la nunta cu Nina Iliescu. Autorul a susținut o sesiune de autografe pentru iubitorii de carte giurgiuveni care și-au dorit în bibliotecă cele 2 volume. Tot ce am scris până acum s-a referit la revoluție și la evoluția politică și probleme interne și probleme internaționale. Acum lucrez la o carte care acoperă copilăria, tinerețea, anii 70, Cehoslovacia, 68, apoi 70-71, confruntările mele cu Ceaușescu. Fostul președinte al României a declarat că în prezent lucrează la cel de-al 3-lea volum din aceeași serie.